Și la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea a avut loc astăzi festivitatea de încheiere a anului școlar 2023-2024. Elevii au participat la Sfânta Liturghie și au primit binecuvântare și daruri din partea preasfințitului părinte Episcop Visarion. Festivitatea a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, în capela instituției de învățământ. Ierarhul i-a felicitat pe elevi și i-a îndemnat la pregătire continuă pentru a deveni buni slujitori ai Sfintelor Altare. Cu ajutor de la cel preanalt am încheiat anul școlar la seminarul nostru teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea, mulțumindu-i smerit lui Dumnezeu prin această sfântă și dumnezeiască liturghie pe care am săvârșit-o, prin slujba de Tedeum, aducându-i prin noi de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra profesorilor și elevilor. Iată, de 32 de ani, seminarul nostru teologic de la Tulcea, de la Malpre Dunării, trimite pe băncile facultăților de teologie și a altor instituții de învățământ superior, elevi deosebiți care poartă în suflet credința în Dumnezeu și dragostea față de neamul nostru românesc. I-a fost o zi de bucurie astăzi, o zi în care i-am premiat pe elevii silitori, i-am îndemnat pe toți elevii să aibă pe parcursul vacanței o comportare demnă, să participe la Sfintele Slujbe, să îmbine frumosul cu utilul și în același timp să se simtă că sunt cu adevărat slujitori al lui Dumnezeu și ai seminilor. Felicităm Consiliul Profesoral, dar și pe elevii seminariști ai seminarului nostru teologic, pentru munca frumoasă, laborioasă pe care au depus-o vreme de un an și rugăm pe Dumnezeu să îi păzească cu bucurie ca în toamnă să revină din nou pe băncile școlii pentru a îmbina munca, trezvia, rugăciunea, studiu, pentru ca să devină cu adevărat făclieri ai credincioșilor noștri și buni români și buni creștini. După un an școlar în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu roade bogate, prin faptul că profesorii și-au folosit priceperea, cunoștințele pentru a sădi în inimile elevilor seminariști învățătura cea bună și folositoare, iată, astăzi, cu trei zile înaintea praznicului 5-10.000, am simțit plenar prezența Duhului Sfânt în sufletele noastre prin binecuvântarea lui Dumnezeu și prin rugăciunile preasfințitului părinte Visarion, care împreună cu elevi, profesori, ne-am rugat pentru luminarea minții elevilor seminariști, pentru ca Dumnezeu să le dăruiască pricepere, înțelepciune și întru toate bună sporire. Cu binecuvântarea preasfințitului doresc să continui mai departe la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Doresc să-i mulțumesc preasfințitului pentru prilejul acesta pe care mi l-a oferit și doresc să continui să-i slujesc lui Dumnezeu toată viața mea, indiferent unde voi ajunge. La final, elevii meritoși au primit din partea ierarhului diplome și cărți. De asemenea, celui mai bun elev din fiecare an de studiu i-a fost acordată bursa de excelență pentru învățătură, Mitropolitul Antonie Plămădeală.